mai trăiește. Da, a auzit Iulinca? Ne face altcineva. Da, mă gândesc să nu. Hai, fă-mi tu, Viorel, și stăm eu cu două. Pentru mulți ani Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În locul raiului ai închipui mai înainte crucea cea de viață făcătoare a unui născut fiului tău. Și în locul pomului menesc i-a izgonit din rai și la moarte i-a adus, ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață. Iar bisericii sale armă nebiluită, sfințire și acoperimântare și credințe întărite peste noi binecuvântarea ta cea cerească. Binecuvântează și sfințenie, că o sfințește pe ea și unii liberarea am dobândit și vieții ne-am îmbrănicit. Și sporire în toate faptele ce le-a adus, că ne-a stoamnă din urmă cu credință din suflet, a acest semn din piatră și prin cruce totdeauna spre bine pe toți credincioșii. Ridicată în cinstea celor care au fost în rezistență anticomunistă din munții, din Muscel și de la Nucșoară, din toate zonele României. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, se sfințește crucea aceasta cu harul prea Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cel ce pe lemnul crucii pentru mântuirea noastră s-a răstignit și moartea binevoită a primilor tăi. Să ne miluiască, să ne mântuiască, să ne ca un bun și de oameni viitor. Amin. Aleluia. 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 Ceea ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate reghivenisești și
să cerem Domnului să ne... ...lui român. Odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată... Lua-i limanul tău celinioare de zile Cel ce prin nespusă ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici te rog să fim moștenitori aceleași prea sfânt dar și har. Nicolae Eugen, Constantin Gheorghe, Constanța, Elena, Vasile, Constantin Gheorghe, cu tot neamul lor, cel adormit. Mulți au găsit ei ca oameni în această viață, iartă-i, Doamne, Dumnezeu! Le voiește prea bună și mult îndurat. Vina lor, oamenire! Neam în neam și de felul Doamne! Vezi ca lor! Bun și de oameni viitor! Amin! Părinților, noștri au fost într-adevăr un loc special, sigur, în speranța beții români, a lumii, bineînțeles, care țări din lume au gândit istoric și așa mai departe, nu pădează, ei au crezut în Dumnezeu și au știut să apere glia. Nu am gândit aici toate neamurile acestea, de rezistență de la poalele Carpaților, adică oameni clari, oameni limpezi la minte, oameni cu o statură foarte serioasă. Ăștia n-au glumit. Nu, pe viață și pe moarte. Justinian Patriarhul, bineînțeles, fiind mai de piață, cum s-ar zice, a ghicit timpul el sărac. A spus, nu, ăștia care vin pe la noi, zice, nu vin pe termen scurt. Vin pe termen s-a zidit și s-a rânduit o cruce ca aceasta din piatră specială, sigur, e o piatră interesantă, dar cioplitul ei, așa, este cea mai mare cruce de la noi, de la Muscel. Sunt altele mai înalte, am văzut eu, de 3 metri, de 4, dar asta este cea mai zdravă cruce. Pe fața și pe trupul ei, având însemnele de biruința lui Dumnezeu și numele celor care au suferit în perioada aceea de niște ani de zile, aproape 10 ani și mai mult. Dânsa s-a rugat la Dumnezeu, am povestit noi la Câmpul Lung, strașnică cupoană și atât de suplă la gândire, atâta inteligență și atâta franchețe, cu adevărat, încât te simți oarecum diminuat așa, nu te mai simți prea tare și prea mare și prea rotund, când ai în față și îți vorbește o istorie, am putea spune, de un secol. Adevărat. Din mila lui Dumnezeu, noi, Calenic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, plecând de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care în epistola sa către Timotei ne spune vrednic este lucrătorul de plata sa, hotărâm, se conferă medalia creștin ortodoxă a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului doamnei Elena Arnăuțiu Ion, dizidentă anticomunistă din Comuna Nucșoara, județul Argeș, ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, pentru patriotismul și înalta ținută morală dovedită în apărarea poporului român și a valorilor naționale creștin-ortodoxe, medalie intitulată Sfânta Muceniță Filoteea de la Curtea de Argeș. Semnează înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Axios. Axios.
Divinus est. Divinus est. Divinus est. Și foarte îndurerată de ce se vedeți astăzi. Eu am fost alături de toți acestea, majoritatea acestea care sunt pe cruce. Din de cum știu suferința lor, am mâncat același mălai stricat și cu paie, ani de zile, și am suferit special pe femeile, tot era puțin mai ocrotite, dar bărbații au suferit cumplit în închisoare. Mi-a povestit ce am venit acolo, diferiți oameni care au fost acolo. Câte umilință, câte suferință a fost în cauza lor. Eu, într-adevăr, am suferit foarte mult, pentru că am fost acolo împreună cu tata, cu mama, cu frații mei. Și cunosc durerea fiecăruia, nu pot uita într-o noapte. Că tata a venit de la închisoare, de la anchetă, cu lanțul la picioare. Avea aproape 80 de ani și strica. Nu mă mai bateți, îmi pușcați-mă, că nu mai pot. Ce făcuse tata să-l bată în amul ăsta? Că totdeauna el a fost educator și a învățat pe copiii lui să-și iubească țara, să-și iubească patria, să-și iubească pe Dumnezeu și părinții, să-și iubească țara. Și că faptul că le-a ajutat, le-a dat alimente și i-a educat în acest spirit ortodox și credincios, nu merita să fie bătut la vârsta lui Mihalul care este. Le-am auzit blestemând pe frații mei, ori părându-le rău, că de adevăr i-a ajutat cândva. Totdeauna, așa, femeile zile acestea, de o demnitate nemaipomenită, foarte greu găsește așa ceva. De adevăr, a fost și unele intelectuale care n-a fost înălțimea țărancelor ăsta care s-a jertit și a primit ani de închisoare. De asemenea, m-a despărțit de mama la închisoare. Eu, mama a fost în 49 arătată prima dată și după aceea a venit în 55. Și când a venit la Vigilava, unde m-a găsit și pe mine, a văzut-o. De ce era un patul al patrulea sus, dormea cu o femeie de rușoara. Pentru că aminte, parcă Elena Lemnaru o chema femeie, o părică, rândă cu familia Chirca. Și mi-a spus, nu-i găseam un loc să cunești și mama să o dihinească. Și ne-am frățizat. Mama nu mai dădea drumul din brațe. Și o cameră cu doi pe doi, fără lumină, fără pat, când i-a văzut mama. De atunci nu m-am făcut mai sărutat mâna. A fost altă casă pe care a figurat și de foc. Ați văzut o dărâmă și face. Este adevărat că eu, după 7 ani de închisoare, i-a făcut, într-adevăr, atunci s-a format o canață că se trece în munți. Și, într-adevăr, a plecat în munți. Și tatăl meu a fost arătat imediat. Să spun un lot din cumva de femei, de bărbat, care a fost când a luat 6 ani. S-a eliberat. Și când a venit acasă, în comuna natală, undeva într-o cală să locuiască. Acolo unde se zicea să-i ducă în dubă la... Mă zi, a rămas. Ies copiii să colinde pe la porți deschise larg. Mai de mult trebuia. Dar oamenii de aici nu înțelegeau ce se întâmplă. Eu am pățit în 92, când eram în timpul campaniei electorale, a venit un autobuz cu oameni din conducerea Partidului Național Țărănesc, unde eram președinte, și președintele FDPR, împreună cu președintele Partidului Național Liberal, doctorul Martoiu, și când a început,
a început să ne încaiere în fața căminului cultural, un cetățean i-a dat peste aparatul de filmat al operatorului. Și ăla, într-o mișcare, l-a pus jos. Și atunci doctorul Mărtoiu, care era din zonă, că altfel urma să fim bătuți, s-a urcat pe scări și a spus: cum e posibil așa ceva? V-am operat pe mulți dintre voi și încă sunteți, de ce faceți treaba asta? Cine erau? Cei care luaseră pământurile celor condamnați și incitau oamenii. Nu înțelegeau și cu timpul au început să înțeleagă lucrurile. Și iată în ce situație suntem acum, unde se dezvelește această cruce, monument, sau cum vreți să o numim, în cinstea luptătorilor anticomuniști ai Ducii Mușterului. Astăzi cei care au luptat pentru... pentru neam... sunt recunoscuți la adevărata valoare? Poftiți? Sunt recunoscuți la adevărata valoare astăzi? Cei care au luptat pentru... cred că unii da și alții formal. Sau de multe ori se folosesc de noi pentru ca să arate că într-adevăr sunt români adevărați. Ce sentimente vă încearcă pe dumneavoastră în astfel de moment? Bine, sunt amintirile tinereții. Vă dați seama că cel mai frumos lucru este tinerețea. Și când ți-a luat-o tinerețea, te-a băgat după grate, te-a înfometat, te-a bătut și te bătea să spui ce n-ai făcut, ca să spună multe stele. Și erau cu 4 clase primare, 7 clase primare, la început ofițerii de securitate. Erau brute. Am stat în anchetă 6 luni de zile, într-un beci, unde duceam genunchii la gură și suflam în permanență și cu mâinile înfrecam încheietura de la picioare. Te luau noaptea în anchetă. Ajungeai într-o cameră călduroasă și timp de 10 minute tremurai. Și ai fi zis să stai mai mult acolo dacă nu te bătea. Și de multe ori te luau la bătaie, să spui ce n-ai făcut. Ce discuta cu tatăl tău, dacă tatăl meu era arestat, era la canal, aveam o legătură cu munții, cu grupul de aici, care n-aveam nicio legătură. Deci, groasnic a fost foamea. Dați seama, un ceai de mălai dimineața, o ciorbă de praz, 125 de grame de pâine și seara o jumătate de gamelă de arpacaș. Veșnic înghițeai saliva, ți se umplea gura de salivă. Și mă gândeam de multe ori și ziceam: mama, acum dă o bucată de mămăligă la câine acasă. Ce bun ar fi dacă aș avea. Astăzi sunteți emoționat? Poftiți? Astăzi sunteți emoționat? Da, sunt emoționat pentru toți. Pentru că le înțeleg suferința și suferința mea e și suferința lor. Și suferința lor este și suferința mea. Asta a fost. A fost trist, vă dați seama, și tatăl meu, preot, a fost arestat tot în anul 52, când aveam 19 ani, în timp ce mergea la Dâni. Și tatăl meu afla la canal că eu sunt arestat. Nu aveam scrisori, nu aveam nimic. Stăteai la marginea patului toată ziua, înfometat și îndobitocit. N-avea voie să te apropii la fereastră pentru că te vedea soldatul de la securitate și spunea fereastra unde este, iar noaptea dormeai pe saltea de paie, pernă de paie și cu fața în sus și cu un bec puternic care lumina te orbea, dar te obișnuise. Asta era viața.